again. I did it 3 times. Și vă salut pe toți prietenii mei. Vă salut pe toți din America, prietenii mei, și spune care îi salut tu. And all my friends are Luisa, David, Olivia, Andre, Robert, Sachi, and that's all. Așa. Și acum pornim repede la tablă. Și tu și scrii și lucrezi și eu filmez atâta tot. Te rog să iei bucățica de cretă și să spui așa. 20 plus 30. Deci 20. Nu, 20. 20. În engleză. 2. 1, 2. 20. 20. Și cu 0. Cum se zice? Așa. Cum se zice în... 20, cât zici tu. Plus 30. Plus. Așa. 30. Egal. Equal. Equal. Da. Tu spune cât face. 50. Foarte bine. De desubt. 30 plus 40. 30. Așa. Plus 40. Tu spui în engleză, eu zic în românește și tu zici în engleză. Spune în engleză, 30, cum se cheamă. Vorbește tu în engleză. 13 plus 40. Egal. Egal. Foarte tare, foarte tare. Dedesubt. 50 plus 30. 50 plus 30. 50, 5. 1, 2, 4, 5. 5? 5, 0. 50. Așa cum se zice în engleză. 50 plus. Da. Plus. Plus ăsta. Plus 30. 30. Da. Equals. Da. 80. Vorbește și în engleză. 80. Așa, foarte bine. 80, 80 asta. Plus. Plus 30. Hai să-l rupem pe 30, ca 20 plus 10. Ia-ți de dacă te poți descurca. Dacă nu te descurci, îl rupem în două. Un 20. Deci, da, deci e egal. Egal acolo. Cu 80 îl copiem. Așa, mai mare un pic. Da, mai mare un pic. Așa. 80 îl copiem. Pe 80 îl copiem. 8, 10. Îl copiem pe ăla. 80 plus și pe 30 îl rupim în două, 20 și un 10, adică ăsta și un 10, că 30 asta face, 20, 20, 20, cum zice? 20, așa, plus un singur 10, plus 10, așa, plus 10. Ei, dar ăștia cât fac așa amândoi? One, 100. 100, așa, așa. Așa, băi, Victor, băi, că eu, turcul cu... Așa, e egal. Equal. Da. Suta, suta, de la cei doi. Suta. Plus, ăsta că nu... Plus asta. Plus 10. Egal. 110. Așa, mă, așa, mă, bă, foarte bine, mă, 110. Foarte tare, s-a fost cel mai greu. Foarte greu a fost asta. Foarte, foarte greu. Și acum de desubt. 70 plus 60. 70. 60. Da.
Așa. Plus 60. 60. Nu, nu, 60. 17. 70? 70. You mean 70. Asta? Este, exact. Egal. Hei, aici, aici. Care e mai mare? Care e mai mare dintre ăștia doi? Îl scriem pe el. Scriem. Da, îl scriem. Plus. 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 Cât îi mai trebuie septim pentru a ajunge la 100? Cât îi mai trebuie? Cât îi mai trebuie? De septim? 3. 3. 90. Nu. 3. Da. 30. Așa, ăsta e. 3. Nu, no, 30. 30. Așa. Dar de unde l-a luat pe 30? Din ăsta. L-a rupt în două. 30. Așa, și 30. De o parte 30. Și de acolo 30. Pe ăsta l-ai pus aici și plus încă unul. Plus ăsta. Plus. Plus 30. Vorbește în engleză. Explică-le prietenilor ăștia. 30. Spui așa. Spui. Ăsta 60. 60 plus 70. No, da. So 60, you rip it in two halves to make 30 and 30. And take this 30 and put it over here. Așa. And then you take this 30 and put it over here. Plus 30 plus 30. Așa. Așa. Dar ăștia doi, puni, cât fac împreună? Asta doi? Da, da. Asta și cu asta. Asta cu asta. Da. 70. Așa, 7, 7. Foarte bine. 70 and 30. 100. Așa. Numai până aici, până până aici, până atât, atât. Atât. Spune 100. Egal, egal. Egal. 100. 100. Plus, plus, a rămas așa, plus. Plus, plus asta. Plus 30. Asta? Așa. 130. Egal, egal. Egal. 100. Da. Foarte tare. Deci ia de la început. 60 rip in two halves. E gol? Nu știai cât faci. Și ce a fost ideea? Le-ai scris că stai mai mare, spune în engleză. 17. E mai mare decât 60. Yes. Dar zi, zi tu. Septim. 16. Nu, ăsta, ăsta e mai mare. Zi. Zi, 17 e mai mare ca 60. Yeah. Zi, zi, zi în engleză. 17 is bigger than 60. Și l-am copiat. L-am so, copiat. So, and we copied. Iar pe 60 l-am rupt în... Rupt în... Ripped in three halves. In two halves. Așa, în două părți. 30 și 30. 30 and 30. Și acum, în loc de 60, ai spus 3 și 3. 30 plus 30, da? 70 cu 30 au făcut. 100. Da. 100. Da. Plus 30 equals 130. Și acum care e răspunsul? Cât face 60 plus 60? Scrim răspunsul. Rezultă. Pune săgeată. Rezultă. Spune săgeată așa. Că săgeată. Plus? Uite așa. Așa, așa. Rezultă că 60 plus 70, că ai găsit răspunsul. Scrie 60 plus 70, adică ăsta de la început. 60 plus 70. 60 plus 70. Egal? Egal. Cât? 100. Egal? Nu. Eu ai aflat acum. Egal deodată? Egal?
E, frate, ai muncit? 130. Uuu, ce tare ești, mă. Foarte tare. Vezi tu ce faină, frumoasă matematica. Spune la prietenii tăi. Math is really fun. Faină e matematica, fine, fine. Hai să o luăm de la început. Spune. 60. Și nu, altul, alte ghiștiu. Oh, yeah. 16. 70? Da, asta. Plus. Plus. Cum zici? Din engleză, că eu nu știu. 70 plus 80. 70 plus 80, 80, da? 80. Yeah. Egal. Egal. Așa. Și acum, care e mai mare dintre ei? 80. Egal. Lasă egal. Îl copii pe egal, că e puternic. El e puternic și îl copii. Și lui 80, câte ar trebui ca să facă centim? Să facă suta? 100. Ca să facă 100, 3. Câte? Nu, câte? 2. 20. 20 mai trebuie, da? Deci plus 20. Plus. 20. Și pune dedesubt, că ăsta va face 100. Așa. Așa, 100. 100, da? Dedesubt 100. Da. Dar de unde l-a luat pe 20? De unde l-a luat pe 20? Din ăsta care era mai mic. Da. Și acum rupe-l în două aici. Rupe-l în două. În cine? În 20 care a avut nevoie. 20. Și cât o mai rămas la el acolo? Este cu 20, se întrecă 70 and 60. Uite! Asta a rămas, nu? Și apoi se pune cât a rămas. Plus cât i-a rămas lui. Plus 50. Și egal? Egal 20 plus. Nu, astea doi cât au făcut? Astea doi la un loc. 100. S-o copiem. 100. Plus? Plus? Cât a rămas? Cât este aici? 50. Egal? 50. Foarte tare. Deci am muncit și am arătat că 70 plus 80, spunem, rezultă aici. Rezultă săgeata. Deci rezultă. 80. Săgeata aceea. Uite cum am făcut aici. Așa. Așa. Trecem pe tabla asta. Rezultă că de la început 70 plus 80. Nu, 70. Adică acolo ești tu, cu linia asta. Asta, aici e muncitul. 70 și 80, da? Deci rezultă că 80. Că e găsit rezultatul. Egal? Uite. Foarte tare. Foarte tare. Deci am găsit răspunsul. Prieteni dragi, iată că noi știm foarte bine să lucrăm, nu? Da. Deci cât face în engleză 70 plus 80? 17 plus 18. Egal? Egal 150. Foarte tare. Foarte tare. Da? Explică-le cum ai gândit. Dintre ăștia doi, care e mai mare? 80. Și l-am copiat. Hai să vă explicăm la început. Deci, spune, dintre cei doi, mai mare este 80, da? Yeah. L-am copiat. Spune în engleză, l-am copiat. Da? L-am copiat. Uh-huh. Și îi mai trebuia, cât îi mai trebuia până la 100? Lui ăsta. Cât 20. Așa. Și am pus tuni. Dar de unde l-am luat pe tuni? De unde l-am luat? Din 70. 70. Și a rămas lui cât în locul lui? 50. Așa. Și am zis. Ăstea doi erau 70. Da. Și ăștia au făcut 100. Și cu 50.
Și răspunsul a fost 150. Yeah, 150. Da? Oh, 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 foarte interesant. Acum să trecem pe tabla asta și să începem de aici unde ajungi tu. Începem lucrarea de acolo. Deci. Cum se zice 40? Adică asta. Asta. Da? 14, da. Plus. Plus. Asta de acolo. 18. Egal. Egal. Și care dintre ei e mai mare? Care dintre ei? Îl copiem că e puternic. Îl copiem. Plus. Cât îi mai trebuie lui Aitin ăsta? Cât îi mai trebuie până să ajungă la... Foarte tare! Foarte tare! Dar de unde l-ai obținut tu? De unde l-ai obținut pe ăsta? Din el, din 40. Așa. L-am rupt în două. Așa. Așa. Și acum ți-ai pus 20 și mai rămâneți cât? Rămâneți ăsta. Deci, plus... Ăia doi, primii doi fac cât? Nu, așa. Ăștia doi fac, pune-i de sub cât fac, cât dau. Așa, pune un arc și pune cât fac împreună. Așa, câteodată ăștia doi. Tocmai, așa. Cum se cheamă asta? 100. 100. Egal. Lasă acolo 100. Egal. Da.